Incendiu pe platforma fostei rafinării Astra din Ploiești. Focul a izbucnit la un canal de deversare lângă o instalație care nu mai funcționează și s-a extins pe o suprafață de 40 de metri pătrați. Au ars reziduri petroliere, iar fumul dens a putut fi observat de la mare distanță. Două echipaje de pompieri au intervenit și au reușit să stingă flăcările. Reprezentanții ISU spun că incendiul a fost cauzat de scântei rezultate în urma unor operațiuni de tăiere sau sudură, în condițiile în care în zonă se lucrează pentru dezafectarea instalațiilor. Rafinăria Astra a fost închisă în urmă cu mai mulți ani. În ultima perioadă au fost incendii de mici dimensiuni în curtea instituției, provocate de persoane care au lucrat neglijent cu aparate de tăiat metalul.